Salutare și bine v-am regăsit pe evomag.ro. Mulți dintre noi, cei interesați de tehnologie, știu că Samsung a scos de curând la lumină smartphone-urile flagship ale acestui an, respectiv Samsung Galaxy S8 și Samsung Galaxy S8 Plus, primul fiind un smartphone de dimensiuni normale, al doilea având un ecran uriaș, așa spun eu, de 6,2 inci și nu în ultimul rând superb atât ca rezoluție cât și coloristică sau luminozitate, caracteristici normale deja în fiecare an pentru linia de smartphone-uri de top ale Samsung. Avem astăzi un prim reprezentant al acestei noi generații și anume pe Samsung Galaxy S8, varianta mai mare, care, în ciuda dimensiunii oficiale, este foarte ușor de utilizat, chiar și de către cei cu mâini mai mici sau doamne și domnișoare, pentru că atât aspectul său cât și cel al variantei mai mici este mai alungită pentru anul acesta. Această nouă formă alungită propusă de Samsung, ce permite utilizarea foarte confortabilă cu o singură mână de mult mai mulți utilizatori decât până acum, deși oficial Samsung Galaxy S8 Plus este integrat ca și model în categoria tablet, cel puțin pentru moment. Cred că dacă piața evoluează deja în direcția nouă cu ecrane mai alungite, ce permite afișarea mai mult conținut, menținând în același timp o formă ce este mai mult decât ergonomică, în opinia mea, în curând, poate la anul, de ce nu, aceasta va fi forma și dimensiunea definitorie pentru smartphone-urile obișnuite, nu vor mai fi trecute la categoria tablet, dar vom vedea ce ne rezervă viitorul. Specificațiile principale pentru Samsung Galaxy S8 Plus ar fi: ecranul avem de 6,2 inch Quad HD, botezat Infinity Display pentru raportul foarte mare între ecran și restul telefonului, procesorul este Samsung Exynos 8895 octa-core pentru Europa și Asia și Qualcomm Snapdragon pentru Statele Unite, avem 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare intern expandabil utilizând un card microSD de până la 256 de GB. Acumulatorul este destul de mare la 3500 de mAh pentru modelele din ziua de azi, cu posibilitatea de încărcare wireless și suport pentru încărcare rapidă, însă pentru încărcarea rapidă este necesar strict adaptorul de alimentare inclus în pachetul de accesorii. Camera principală este poziționată pe spate, are 12 megapixeli și apertură f1.8 și senzor dual pixel. Senzorii de scanare a irisului și ale amprentei completează partea de securitate. Avem și un asistent personal nou denumit Samsung Bixby, iar sistemul de operare este Android 7.0 și avem poate unul dintre cele mai controversate porturi ale anului trecut, adică portul clasic de 3,5 mm pentru căști. Și în ciuda acestui port, spre deosebire de pretențiile și justificările nefondate, spun eu, de anul trecut al unui foarte mare producător de telefoane mobile, avem și certificare IP68 pentru respectivul conector de căști, ceea ce înseamnă că respectivul port este complet imun la praf și, poate mai important, la apă. Încă nu recomand să plecați la not în largul mării cu telefonul la brâu, dar cu siguranță S8-ul și S8 Plus-ul se numără printre cele mai bine protejate telefoane de anul acesta, setând încă o dată, zic eu, standardul în industrie. Ca experiență tactilă și de utilizare în viața de zi cu zi, senzația este foarte plăcută, deși destul de greu de definit pentru mine. Mulțumită colțurilor retunjite ale carcasei, a cărei formă a fost rafinată pe parcursul mai multor ani de ajustări, Samsung Galaxy S8 Plus alunecă confortabil în palmă, aproape independent de forma și dimensiunea mâinii, totul pare organic și, într-un fel, este o formă pe care am recunoscut-o încă de la primele atingeri, deși, sincer să fiu, nu am mai utilizat un smartphone Samsung din gama Galaxy de foarte mult timp. Este aproape păcat că, în ciuda formei ergonomice și ale materialului de cea mai bună calitate utilizate la construcția carcasei, trebuie să recomand celor ce vor achiziționa Samsung Galaxy S8 și S8 Plus să-l ajute încă de la început cu un protector de ecran, dacă se poate, din sticlă, pentru a nu diminua niciun fel proprietățile acestuia, și măcar un bumper de cauciuc, dacă nu chiar o carcasă pentru întregul smartphone, pentru a-l proteja. Eu unul, deși apreciez foarte mult forma, calitatea, materialele și perfecțiunea îmbinărilor, nu pot să nu mă tem în fiecare moment în care îl utilizez în forma sa pură, dacă îmi permiteți expresia, cam să-l scap în mână, iar impactul cu o podea de beton, de exemplu, nu va fi foarte iertător cu un asemenea design, dar să trecem la gânduri și experienții mai fericite. Ecranul Samsung Galaxy S8 Plus este fereastra prin care interacționăm cu aparatul și cu ajutorul căreia consumăm conținutul afișat, așa că sunt sigur că vă întrebați cum se prezintă practic noile ecrane Samsung cu aspect neobișnuit de 18.5:9 față de cele normale, să le zicem cu un aspect standard de 16:9. Ecranul este în sine pur și simplu superb, greu de comparat fie și cu cel de pe S7 pe care l-am testat anul trecut. Samsung Galaxy S8 Plus are ca de obicei la dispoziție un panou AMOLED produs tot de Samsung cu rezoluții neobișnuite de 2660x1440 pixel și tehnologie Mobile HDR Premium.
Teoretic, dar și practic în cazul Samsung Galaxy S8 Plus, pe lângă caracteristicile standard ale unui ecran AMOLED, specificația HDR oferă în plus uneori culori chiar și mai bogate, cel mai bun nivel de negru întâlnit de mine pe un ecran de smartphone și un contrast greu de atins de către orice altă tehnologie, iar asta face ca experiența multimedia să fie una impresionantă. Impresionantă pentru mine a fost și dimensiunea și aspectul ecranului, care se întinde aproape complet pe toată suprafața frontală, lăsând loc doar unei margini din ce în ce mai înguste, ce conține cel puțin în partea de sus strictul necesar, adică senzorul de lumină, camera frontală și unul dintre difuzoarele aparatului, toate împachetate strâns la oaltă. Pariul pe care îl pune Samsung prin adoptarea formei alungite ale acestor noi modele, acoperite aproape în totalitate de ecran, mi se pare unul câștigător pentru că rezultatele sunt cele corecte încă de la început, iar sacrificiul făcut pentru a atinge această rație între ecran și restul corpului aparatului înseamnă că senzorul de amprentă a fost mutat pe spate, lângă camera principală, iar butoanele sunt acum unele integrate software în partea de jos a ecranului. Sunt sacrificii mici, integrarea butoanelor în ecran nefiind deloc o problemă demnă de menționat, așa cum ar fi după mine cea a plăsării poate un pic nepotrivite a senzorului de amprentă în lateralul camerei, deși părerea mea este că plasarea acestuia sub camera principală ar fi fost o alegere mai fericită, mai ales pentru cei cu mâinile mai mici. Nu vă faceți probleme, însă ne putem sacrifica, între paranteze fie spus, să ne întindem tot timpul după senzorul de amprentă de dragul unui aparat atât de bine făcut, arătos și performant, sau putem utiliza funcția de scanare a retinei pentru deblocarea telefonului, care, ciudat sau nu, pentru mine cel puțin, chiar a funcționat admirabil. Dar să trecem mai bine spre cameră sau camerele foto ale aparatului și ce pot ele să facă mai exact. Aici sarcina mea este relativ ușoară. Dacă aveți sau ați avut un Samsung Galaxy S7 sau știți despre capacitățile camerei de pe flagship-ul de anul trecut, atunci știți cam tot ceea ce este de știut despre camera de pe Samsung Galaxy S8 Plus sau cea a fratelui său mai mic. În esență, senzorul integrat este în mare aceleași ca și pe S7, însă nu fără îmbunătățirile de rigoare, procesorul de imagine dedicat fiind capabil acum de a surprinde instantaneu 3 cadre și pe care la fel de repede le combine pentru a livra o imagine clară și bogată. Îmbunătățirea cea mai mare vine însă din partea senzorului fotofrontal sau selfie camera cu un senzor nou de 8 megapixeli, aceeași apertură f1.7 a obiectivului și funcție de autofocus, prima de acest fel întâlnită de mine pe o cameră frontală. Ca software, pe lângă interfața obișnuită Samsung, avem pentru acest an două noi adăugiri, una mai puțin importantă pentru noi românii, fiind asistentul digital Bixby, un rival pentru Apple Siri și, cred eu, cel mai important pentru adepții ideii care spune că în viitorul nu foarte îndepărtat smartphone-urile ajutate de un docking station vor înlocui laptopurile, cel puțin pe cele utilizate în mediul office. Noua tehnologie integrată în acest caz de Samsung se numește DeX, asemănătoare cu Microsoft Continuum, ce permite convertirea Samsungului S8 și S8 Plus într-un mini PC Android prin intermediul unei stații sau unui docking station vândut separat, ce conectează aparatul printr-un simplu cablu HDMI la un monitor standard de PC. Nu am avut ocazia de a testa această funcție, însă merită cu siguranță să fie menționată Samsung Galaxy S8 și S8 Plus fiind primele dispozitive produse pe scară largă care ar putea împinge ofensiva smartphone-urilor în spațiul office ca înlocuitor demn de luat în seamă pentru laptopurile office. Este vorba în esență despre procesoare octa-core, 4 GB de RAM și 64 GB de memorie internă, însă dacă asta nu este suficient, mulțumită sistemului de operare și a conexiunii extrem de rapide la rețelele wireless, spațiile de stocare de tip cloud, fie private, fie publice, sunt acum mult mai la îndemână, ceea ce elimine multe piedici, zic eu, din calea acestei propuneri. Din specificațiile docking station-ului am reținut faptul că pe lângă conexiunea la un monitor pe HDMI, docking station-ul mai oferă și o soluție de răcire activă, probabil un ventilator, două porturi USB și nu în ultimul rând o conexiune pe fir pentru rețea. Nu i-am uitat nici pe fanii cifrelor exacte și am realizat obișnuita noastră baterie de teste, așa că vă invit să o urmărim și să revenim după aceea cu finalul clipului de astăzi. Este opinia mea că Samsung Galaxy S8 și Samsung Galaxy S8 Plus nu vor fi depășite anul acesta de niciun alt model de smartphone și că foarte probabil vorbim deja de două modele ce vor defini spațiul mobil în 2017, iar vânzările vor atinge probabil cu ușurință nivelele așteptate, dacă nu cumva le vor depăși.
Pentru cei ce doresc o experiență și mai completă, un set de teste mai riguros și o analiză mai detaliată decât cea oferită de noi astăzi, aveți în descrierea acestui episod linkul către articolul extins și foarte detaliat despre Samsung Galaxy S8 Plus al colegilor noștri de pe site-ul hardwarelab501.ro. Atât Samsung Galaxy S8 cât și Samsung Galaxy S8 Plus se află în ziua publicării acestui material la precomandă pe magazinul nostru online evomag.ro, fiind așteptate să sosească în stoc în aproximativ 10-14 zile de la data publicării acestui material, la linkul prezent pe ecranul dumneavoastră sau la cele evidențiate în descrierea acestui episod. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne oferiți un like dacă episodul de astăzi v-a fost pe plac și așteptăm comentariile și părerile voastre în secțiunea dedicată de pe pagina noastră de YouTube, iar eu vă spun până data viitoare toate cele bune!